Manifestațiile publice și întâlnirile cu cetățenii din localitățile Republicii Moldova continuă. Astăzi, reprezentanții Consiliului Mare Adunări Naționale, dar și activiștii civici, au fost invitați de mai mulți locuitori la un protest în orașul Orhei. Indignați de nivelul de trai din țară, oamenii cer restituirea miliardului furat, demisia celor de la guvernare, dar și pedepsirea vinovaților în jaful secolului. Sărăcia și atitudinea nepăsătoare a guvernanților i-a determinat pe orheieni să se reunească în piața din centrul orașului pentru a-și arăta nemulțumirea față de cei de la conducere. Nu ne trebuie asta așa conducere, ne trebuie oameni cu scade la conducere. Dați jos, dați jos în pușcărie! Am doi copii care sunt psihotare și eu cresc nepoții să-i urmăză trot, să-i deschidă locuri de muncă ca să întoarcă copiii noștri de psihotare. Am fost și eu după psihotare și m-am gândit măcar copiii mei să nu ajungă la așa viață la noi cu prețurile astea, mai ales în Orhei. Orhei sunt prețuri de 2-3 ori mai mari ca alte localități. Asta primarul nostru așa, care îl iau parte toți. În primul rând, hoți, a doua, prețurile reglate. La noi acum e corupție, legii noi, fiecare face ce vrea și ne fură pe noi. Am scris Plohotniuc este hoțul numărul 1, cel mai mare tălhar din țară. Noi vrem să-l dăm jos, vrem dreptate în țară. Toate instanțele de drept jos, toate sunt corupte în țara noastră. Ei n-au bani pentru pensionari, ei n-au bani pentru servicii să ajute. Ei au bani, ei au de furat de la electricitate, de la gaz. Trezește-te, Moldova, din genunchi, trezește pentru că o să ne îngroape mai departe în pământ. Ei trebuie să chișe, să lepe de singuri, de bunăvoie. Și nu grămădim încă 200-300 de mii în piața Mare Adunării Naționale, noi vrem pașnic să mergem. Dacă ei ne provoacă, a să mergem și mai rău. La Cătniuc un jet trebuie gelat. Pe urmă, tot piramida oligarhului cade. Poporul și baduleacă de răsplare de aer. Fără banditul ăsta numărul 1, care îi controlează tot. Copiii sunt mari, dar eu sunt invalid, bărbatul invalid și nu putem să stăm acasă cu pensia asta de 1000 de lei. Ședem și înghețăm și muncim aici. Vreau să le transmit la organele de drept. GBS-ul, lui Plahotniuc, Nobel-ul, nu spate confiscat? Ce așteaptă ei? Să îi împingă cineva de la spate? Lui Filat poate să-i confiște. Iptecu, Caravita, să-l vândă și să pui bani în buget. Ușor îi confiscă aeroportul, el valorează vreo 200-300 de milioane de dolari. Foarte simplu, foarte simplu. În 5 minute, în 3 zile, maxim. Se întoarce o jumătate din miliardul furat. Reprezentanții Consiliului Marii Adunări Naționale au reiterat solicitările manifestanților și au îndemnat oamenii să fie solidari.